pun binele boxului înaintea mea, așa că demisionez acum. Leonard Dorin Doroftei și-a depus demisia online, aceasta fiind postată pe site-ul oficial al Federației Române de Box. Doroftei susține că a venit momentul să renunțe la conducerea federației după 3 ani cu bune și cu rele. În comunicatul apărut astăzi, fostul campion mondial a scris că nu mai vrea certuri și polemici, deoarece federația are nevoie și de liniște pentru a depăși problemele în care se află. Moșu a trecut la plusuri faptul că în mandatul său boxerii români au revenit în marile competiții internaționale, iar la minusuri că trebuia să se miște mai repede în unele situații și să vină cu mai multe soluții, pe care le va găsi poate într-un viitor mandat de președinte. În 2012, tot într-o zi de vineri, Doroftei era ales ca nou șef al boxului românesc, în cadrul adunării generale a FRB, după ce Rudel Obreja renunțase la funcție. Acum ploieșteanul a decis să părăsească șefia forului și să lase locul altcuiva. Surse din lumea boxului susțin că omul de afaceri Mihai Craiu și fostul vicepreședinte al Federației Vasile Câtea sunt oamenii care pot veni în locul lui. Ca demisia să fie legală și oficială, el trebuie să o depună și pe hârtie în adunarea generală extraordinară care se va desfășura duminică la București. Cu această ocazie se va dizolva și biroul federal din care mai fac parte alți doi ploieșteni. Fostul campion mondial Adrian Diaconu era șeful arbitrilor români, iar antrenorul Ion Moroiță ocupa funcția de membru.